Oamenii de știință cred că ar putea exista oxid de azot, cunoscut și sub numele de gaz ilariant, undeva în spațiu. După cum sugerează oamenii de știință într-o nouă lucrare, conceptul că spațiul ar putea ascunde acest drog este un nou indicator pentru a determina dacă o planetă este sau nu locuibilă. Puțini cercetători au luat în considerare în mod serios protoxidul de azot. Noi credem că acest lucru poate fi o greșeală, au spus cercetătorii. Oamenii de știință au calculat cât de regulat produc organismele vii protoxidul de azot, iar apoi au introdus aceste date într-un model planetar. Apoi, echipa a determinat că exoplanetele locuibile cu atmosfere bogate în oxid de azot ar putea fi detectate de tehnologii precum telescopul spațial James Webb. Deși există unele situații non-biologice care produc oxid de azot, cum ar fi cantitatea mică eliberată de fulgere, echipa a luat în considerare această posibilitate în simulări și a observat că fulgerele eliberează de asemenea dioxid de azot, care ar putea fi detectat în cantități mici și utilizat pentru a exclude o planetă. Alții, care au luat în considerare protoxidul de azot ca biosemnătură, au subliniat că acest compus nu există în cantități mari în atmosfera Pământului, în ciuda miliardelor de forme de viață care trăiesc aici. Dar oamenii de știință din spatele noului studiu au avut un răspuns și pentru asta. Această concluzie nu ține cont de perioadele din istoria Pământului în care condițiile oceanice ar fi permis o eliberare biologică mult mai mare de protoxid de azot, au spus cercetătorii. Având în vedere că telescopul Webb oferă cele mai mari capacități de colectare de date spațiale de până acum, echipa speră ca oamenii de știință să înceapă să ia în serios ipoteza oxidului de azot drept biosemnătură în căutarea vieții extraterestre.